Cele mai noi vești despre vremea din următoarea perioadă vin chiar de la vârful Administrației Naționale de Meteorologie. Se anunță noi schimbări ale vremii și un nou ciclon polar, care va ajunge zilele următoare și în România, care se așteaptă să aducă vreme rece, dar și precipitații, inclusiv ninsori la munte. Putem suferi pentru că iarna presiunea poate fi foarte ridicată, pentru că aerul rece are tendința să se așeze în straturile mai joase și să determine creșterea presiunii. Presiune mai ridicată înseamnă de astfel în zonele joase, nu neapărat o vreme constant frumoasă, înseamnă și probabilitatea de ceață la sfârșitul nopților. În primele ore ale dimineții înseamnă condiții de polei, dacă cumva ceața aceea provine dintr-o masă de aer mai umedă. Înseamnă și o vreme frumoasă cu un cer care poate fi mai mult degajat sau chiar senin în zonele montane. Așteptăm însă de la jumătatea săptămânii o pătrundere rece a ciclonului polar dinspre Oceanul Atlantic, din nou un alt ciclon sau un nou ciclon care urmează să afecteze mare parte a continentului. În jumătatea de nord a țării aerul este foarte rece, se manifestă mai ales în straturile mai înalte, deci mai ales la munte. Este posibil ca sfârșitul de săptămână sau o parte a săptămânii, chiar sfârșitul de săptămână, perioada de Crăciun, să aducă o vreme mai rece. Nu aduce neapărat și un strat consistent, nici măcar în zona montană. Să nu uităm că ploile din săptămâna care a trecut au făcut ca stratul aproape să nu mai fie de pe la munte. Episodul pe care îl așteptăm acum posibil să aducă precipitații, mai ales pe partea de vest, de nord, de centru a teritoriului. Acele 3 săptămâni cu temperaturi ridicate pe care le așteptăm în această săptămână aduc temperaturi cu mult mai ridicate decât ar fi normal pentru a doua parte a lunii decembrie, mai ales pe partea de est a teritoriului, aceea care va fi probabil lipsită complet de precipitații. Ceva precipitații slăbuțe de pe partea de nord-vest, centru. În rest, un deficit de precipitații. Repet, presiunea ridicată înseamnă lipsă de precipitații. Săptămâna viitoare, cu Crăciunul, temperaturile vor fi mai reci, dar e posibil ca în medie răcirea să nu fie chiar spectaculoasă. A transmis Florinela Georgescu. Relatează realitatea.net.